Bună, 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 dragii noștri, suntem iar la plimbare, vine la grădină, adică mergem la grădină în care am ajuns. Suntem în Ungaria, ca de obicei, și este foarte liniște, curat, liniște și super fain. Soare, strălucește soare, zici că e primăvară. Deci o zi fantastică și suntem în februarie. Este foarte, foarte fain afară și foarte, foarte ok. Drumul este foarte bun. Mai avem un pic până la căsuța noastră, o să fac și acolo un live, dacă, un video, dacă o să-mi permită și timpul, bineînțeles, pentru că avem un pic de treabă dacă mergem acolo, așa că și vrem în seara asta, poate venim înapoi, poate dormim acolo, să vedem, nu știu ce e. Se poate foarte bine dormi, ai făcut un foc, e caldă toată casa, deci nu avem problemă, e foarte, e o casă unde poți să stai în ea picobello, cu tot ce trebuie, doar că poate ne întoarcem o seara asta, să vedem, poate rămânem acolo, să vedem. Nu ne-am hotărât încă, că fetele nu sunt cu noi, așa că noi o să ne hotărâm după ce ajungem acolo, să vedem, că terminăm timpul, că vrem să, poate, dacă apucăm, să ne săpăm un pic grădina acolo în spate, să greblăm un pic cu grebla așa pe deasupra, că e săpat, doar să greblăm un pic, să pregătim un pic terenul, că ia, vine luna viitoare și ne apucăm de una alta, deja e primăvara pe noi. Ce faceți voi, cum sunteți? Deci este o zi fantastică. Haideți să vă întorc un pic camera să le și vedeți. Să vedem dacă și reușesc să întorc camera. Nu mă lasă să întorc camera și nu știu de ce. Niciodată n-am reușit să întorc camera aici. Probabil că încetul e slab netul. N-am reușit să întorc camera. Ca să nu reușesc să întorc camera, așa că vă arăt peisajul, că este foarte frumos. Chiar în față este biserica și chiar acolo înainte la noi, unde să ajungem la noi în localitate, o să vedeți că este o biserică foarte frumoasă. Bineînțeles că este biserica și la noi în localitate. De Crăciun am fost la biserică, e foarte fain, așa că ce să vă spun? Weekend plăcut și Doamne ajută. Este locul unde nouă ne place foarte mult, este locul unde ne simțim acasă. E foarte bine când venim în Ungaria, e altă stare, și când venim în Austria, tot așa. Austria e casa noastră, dar și Ungaria e casa noastră. Deci acum avem în două locuri, ne simțim super ok, că abia așteptăm să ajungem de fapt la grădină, mie îmi place maxim. Aici este o zonă unde bate vântul în februarie, foarte tare, sau mai vine câte o ploaie și cu un vânt, sau primăvara sau așa, dar este o zonă destul de umedă, nu ai voie de foarte multe irigații la teren, niciodată nu a fost secetă, încă de când avem de un an casa, nu avem de așa de mult casa încă, dar noi n-am avut parte de secetă, din contră, e foarte fain și negru terenul, deci se fac foarte fain orice pui în pământ, noi așteptăm. Și în primăvara asta, eu deja mi-am adunat semințele, așa că o să opresc acest video și o să pornesc altul, pentru că vreau să le și vedeți, că nu pot întoarce camera. Și atunci o să vă pornesc altul video unde să fie camera pe noi, ca să le și vedeți. Numai bine, Doamne ajută, și vă mulțumesc că sunteți cu noi, vă mulțumesc pentru cei care mă urmăriți pe YouTube. Am foarte puține lucruri puse pe YouTube, dar totuși sunt câteva care, pentru cei interesați, pentru noi avem în partea cu Austria, în partea granița cu Austria, pentru că suntem mai aproape de copii, nu avem cu partea către România, deja, de aia poate aici prețurile la case sunt mult mai mari un pic decât în partea cu România. Am venit acum, intrăm la Tesco, pentru că o să facem niște cumpărături și o să vă și arăt ce am cumpărat și cam cât am dat pe ele, bine? După ce ieșim de la Tesco, o să fac un video scurt și o să vă arăt ce am cumpărat și cât am dat pe ele, ok? Deci, aici imediat intrăm la magazin, la Tesco, și o să vedeți cumpărăturile pe care le-am făcut și o să vedeți, bineînțeles, și cam cât ne-au costat, ca să vă dați așa o idee, și o să vedeți cam ce am cumpărat. Vă îmbrățișez și Doamne ajută mai bine.
Acum o să opresc un pic pentru că intrăm la magazin, intrăm aici în parcare. Noi suntem cu remorca și foarte... Trebuie să căutăm o parcare dublă, ca să zic așa, pentru mașini duble, ca să putem parca undeva aici, dar e prea... nu e aici, nu-i bine. Poate mai în spate, acolo să găsim o parcare și atunci să vedem. Uite că am găsit-o. Uite că pleacă domnul și ne face nou loc. Super ok. Deci acum o să opresc. Sănătate și vă mulțumesc încă o dată și o să mai fac un video. Ciao, ciao!